Bună lume, eu sunt Felix, la Plante vs. Zombie 2. Am făcut o pauză de o zi la jocul ăsta și mulți dintre voi au zis: unde este jocul? Că chiar vă place. Hai să încercăm puțin eventul ăsta care este acum. Un singur episod, că am văzut că vă place mai mult planșele normale când le joc decât eventurile. Sau cel puțin ăsta e event special. S-ar putea să vă placă asta. Opa. Hai să vedem ce putem să facem. Mamă, plante noi, eu nu știu ce fac toate astea. Hai să pun un din ăsta așa aici. Așa. Mamă, ce faină. Eu n-am plantele astea. Pun un rând de din astea. Mamă, dar ce comici sunt, bălăi! Ce comici sunt! Opa, că-s mulți. Hai să pun aici în spate pepenele, deoarece e gleata. De fapt, să pun aici asta așa. Ia-i gleata, ia-i gleata, ia-i gleata, ia-i gleata, ia-i gleata. Super, acum eu nu știu ce să fac cu ăsta. Deci din mijloc care vine, să pun usturoiul, nu știu ce face usturoiul. Să văd ce face usturoiul. Ia uite, știu cum vin, ce fain eventul ăsta. Ce face usturoiul? Reușesc să-l bat? Wow, asta e pericol, pericol că vine la mare. Hai să-l pun să explodeze. Boom, ok. Aici e problematic, e problematic că ăsta l-am uitat. Poate usturoiul să-l bată pe ăsta. Trebuie să pun o bombă. Boom! Ok, sus nu prea o duc foarte bine. Dar acum o duc. Ăsta e Moș Crăciun, vrea să fie. Mamă, ce amuzant eventul ăsta. A, ce face usturoiul dacă pun o din asta așa aici? Mă, cam bat ăștia. A, aruncă peste tot și le face ceva. Trebuie să am grijă, deoarece e cam greu. Mamă, mamă, ori veni și ăștia cu pianul. Fără pian, vă rog frumos. Mamă, ce se întâmplă aici așa? Cam greu nivel, nu prea reușești aici jos, o să-i bat. Stai că pun din asta așa aici și pun așa. Mamă, ce nivel dificil! Pun aici una, pun așa aici una. Partea bună este că, bă, descurc, dar destul de limitos. Destul de la limită. Ce să fac? Problema e cu ăștia de aici, așa că nu am ăia bumerangul, bumerangul. Aici e dificil, deoarece nu am nimic care să tragă din spate. Opa, a venit explozilă, cum îl bat pe explozilă? Pe și eu cum îl bat pe ăsta dacă nu îmi dai ceva ca să-l bat? Cred că pot să-l bat cu usturoiul. Nu, mă bate ăsta, mamă, ăștia mă bat. Dacă dau pe asta. Pun asta așa aici. Așa. Și pun o plantă în spatele ei. Mamă, eu cum să bag nivelul ăsta acum cu plantele astea? Ești nebun, ești om nebun. Cât pot să supraviețuiesc eu? Ia uite, nu mai știu unde să pun. Faza este că nu prea îmi dă plante bune. Mamă. Aștept să vină rândul, așa. Așa, aștept să vină rândul ca să-i bată și după aceea încerc să mai fac ceva. Nu prea îmi dă plante bune. Uite, știu, ăsta dă din ăsta mare, mănâncă și pepenele. Ce să facă sărăcuțul de pepene, că e și el mic. Mamă. Oh, uite, acum știm nivelul. Îl termin, dar greu nivel. Măcar îmi dă ceva bun, ceva de Crăciun. Îmi dă ceva bun că mă joc nivelul ăsta. Sper că îmi dă ceva super rar. Ce-mi dă? Să deschidem trei cadouri. Îl deschid pe ăsta mare. A, se pare că poți juca o singură dată pe zi acest event, cred. Mi-a dat câteva chestii faine. Sau mai pot să mai joc? Ia să vedem ce e aici la quest. Completed. Continue. La events. Play. Astea sunt eventuri de Crăciun și alte chestii care ar trebui să le jucăm, că nu mai le găsesc al data. Haideți să le jucăm totuși, că sigur o să vă placă. Că până la urmă plașe normale putem să le jucăm oricând. Da, hai să punem aici o plantă. Dacă tot eventul este atât de greu, ia să dăm pe asta.
Boost. Dăm și pe asta așa. Perfect. Haideți să facem cu boost-ul și vom folosi boost-ul la event. Acum să vedem ce o să jucăm. Ce mai putem să jucăm la eventul ăsta? Nu știu ce e chestia asta de aici. Mai pot să mai joc? Să vedem. Poate mai găsim un event aici. Deci, events. A Very Yeti Festival Week. Ne poți juca cu Yeti. Hai să jucăm fratele meu și cu Yeti. Să vedem care e faza. Că până la urmă este event. Sper să fie fain. A, jucăm numai cu Yeti. Bun, 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 bun. Ce nu-mi place la event este că nu poți să alegi tu plantele, ți le dă așa. Ce mie mi se pare mai enervant. Și nu cunosc toate plantele. Ciuperci nu le cunosc. Uite, știu unde să pun astea. Că le pun, uite, aici, așa. Le pun aici, așa. Pun un rând. Fain, fain. N-am putut să pun mai sus. E faină viața. Mă gândesc că acel Yeti va avea un damage foarte, foarte mare. Va lovi foarte, foarte puternic. Așa, bun. Ciupercile astea nu știu la ce sunt bune. Văd că deocamdată nu au tras. Cred că vor trage când se va apropia super, super aproape. Ah, da, ok. Și sigur au damage mic. Ia stai. Asta nu știu ce face. Nu știu ce face chestia asta, dar am să o pun aici în spate. Să pun și aici una. Ah, uite ce fain lovește. Mamă, lovește cu mere. Asta e foarte faină. Asta e genială. Asta e genială, fratele meu. Ia uite ce fain. Mamă, ce damage mare bag. Mai trebuie un asta. Deci ăstea cu mere sunt cele mai tari. Ia uite, știu cum dau. Îi batem pe toți. A, uite, și aici pot să pun din asta așa, care-i taie în față. Super, super. Dar ce se întâmplă cu ciupercile? Dispar la un moment dat? Dispar ciupercile? Dar de ce? Ciuperci... Ia uite și tu, mi-a împins asta. Mi-a împins, eu am făcut o gaură și mi-a împins asta. Ne pune nicio ciupercă. Să atenți. Ia stai să văd dacă dau pe mere cu asta. Woo! Mamă, trag cu mere întregi. Atunci pun aici, așa. Super, 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 fain. Mai pun din astea că sunt prea faine. A, degeaba vin astea aici. Pe degeaba vii să mănânci mărul. Că-ți spun, na, uite așa. Ia să mai pun o din asta așa, că prea, prea faină-i. Fain nivel, foarte fain nivel. Îmi plac foarte mult astea cu mere. De-abia aștept să le am și eu. În nivel sigur o să coste foarte, foarte mult. Doar ce sunt foarte, foarte faine. Să pun așa. Ne surcăm foarte, foarte bine. Le pun aici o din asta. Foarte distractiv este chestia asta așa cu mere. Sigur este scumpă. De-abia aștept să o am și eu. Mamă, ce fain este, ce fain. Opa, aici a venit din asta. Dar îl bate. Cu trage asta cu mere, n-ai nicio treabă. Mamă, ce fain e nivelul ăsta. Trebuie să pun ciuperci, că unde nu pun ciuperci, mă apar din la... Am și din asta de ex care explodează. Dar nu prea contează, deoarece... Opa, ăștia cam mănâncă aici, ăștia cam mănâncă. Ăștia cam mănâncă și faza este că, deși am... Cum se cheamă? Două din astea în spate, tot mănâncă și tot încearcă să se descurce. Trebuie să am grijă. Am asta care explodează și am să pun aici. Boom! Super, 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 super. Mamă, ce comic îi! Ce fain nivel. Acum vreau să dea și în ăsta de aici. Mamă, dă ăștia, trag rachetele, sunt nebune. Ăsta cu mele cele mai faine. Trag de la distanță și o viteză foarte, foarte mare. Ia să dau și mă și mai repede. Moi, ce fain. Ia uitați-vă ce fain. Ce fain. Ce fain, fain, fain. Super fain nivel, dar abia aștept și eu să mai avem mai multe lucruri în joc. Ia stai puțin să pun pe stop. Dau pe ciuper ca să vedeți ce face. A, trage așa și ea ca la viteză. Bun, bun, și pe asta ce face dacă dau? A, ea trage spre ea și mănâncă. Super, 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 trebuie să dăm aici o bombă. La Yeti, Yeti problema. Oh my god, mi-a dat o cutie Yeti, l-am și invis pe Yeti. Opa, dar cine e ăsta, cine e ăsta, cine e ăsta, cine e ăsta? Cine e ăsta, ăsta e pericol. Opa. Opa, ce se întâmplă aici? Ia uite, știu cum împinge. Opa, ăsta e pericol. Ăsta e pericol, pot să-l bat pe ăsta. Că nu am păstrat nimic. Va fi dificil să-l bat pe ăsta, că nu am păstrat nimic care să-l bat. A, l-am bătut. Super! Ai, ce bine că l-am bătut. Ce bine că l-am bătut. Ce bine și pe ăsta. Pe ăsta o să-l bat destul de... Până bate ăsta o să-l bat. Ai, ce bine că l-am bătut. Ia stai puțin. Iau asta să fac așa. Bun, ceva de genul. Bun, acum trebuie să-l bat pe ăsta. Nu știu ce chestia asta, dar îl batem noi. Mamă, trebuie să folosesc. Ia uite, spun și suna sub ea. Super, ăsta are un damage foarte... Ah, super, l-am bătut. Mamă, câtă viață au avut. Aveam o nucă de sub.
Foarte fain nivelul ăsta cu event, să vedem ce îmi dă, ce îmi pică. Păi și ce mai dat? Ha, zice că îmi dă 100 de semințe festivale dacă fac chestiile astea. Dar mi-a dat undeva chestia asta? A, uite aici. Ce mi-a dat? Îmi dă ceva ceea ce eu îmi doresc. Se pare că mâine mai putem să jucăm chestia asta. Aș putea să mai joc puțin asta. Aș vrea să mai joc totuși eventuri. Aș vrea totuși să mai joc eventuri, deoarece sunt mai noi și mi se par puțin mai faine. Că nu mai le prind. Dar tot trebuie să dau puțin aici, așa. Mai e un event fain. Mi-a plăcut primul event foarte, foarte mult. Ăla event. Deci asta cu Yeti, ok. Iau pe Yeti. Trebuie să termin astea 6 ca să-mi dea 100 de semințe. Try enchant my fruit. Încearcă un magic boost mint. Ok. Battle practice doom. Ok. Winter mint for free. Take a chili boost mint to spin reward. Ok. Epic quest seed mistletoe. Poate asta e faină, dar na, trebuie să le termin pe toate. Asta. Epic quest. Boss and Bruce. Te bați cu zombie care sunt... Vreau să fac pasta că sunt numai 3. Asta e ușoară, sunt numai 3. Nu vreau să mă bag cu 6. 6 planșe. Asta e numai cu 3, s-ar putea să o fac repede. Să vedem dacă îmi place. Dacă nu ies. Hai să încercăm. Cred că asta o să-mi placă. Mamă, ce plantă! Ce e cu planta asta? Hai că dau aici una. What? Asta e, da. Și pun așa. Fii atent ce curentează astea, ce faine sunt. Astea de curent sunt geniale. Ăla vine cu găinile, ca pe FC. A, asta are boost, că are boost chestia asta, de așa, opa. Opa. Ce face chestia asta dacă dau pe curent? A, face tunete. Bun. Foarte fain nivel. Foarte extractiv nivel. Mai trebuie din asta de curent. Asta de curent sunt foarte faine, deoarece avem... cum se cheamă? Mă, ce nivel ușor. Asta de curent sunt foarte faine, deoarece avem găini. Mamă, ce nivel ușor și fain. Vin și din astea. Gata, uite-te. Mamă, ăsta... Deci plante... Există niște plante super faine în jocul ăsta. Ia uite și tu ce nivel fain. Prea ușor aș putea zice. Ia să mai... Opa, acum e ultimul wave. Ușor nivel și chiar foarte, foarte plăcut. Îmi plac foarte mult plantele astea care curentează. Mi se par cele mai faine. Haideți să curentăm și noi puțin. Ia uite și tu. Îmi place că ăștia au găleți, ca și cum ar fi pirați. Ce repede am terminat nivelul, ești nebun. Ia uite și tu. Trebuie să-l mai facem pe următoare două, că sunt prea rapide ăsta și plantele astea sunt prea faine. Și uite, avem 17.000. Poate ne cumpărăm chestii faine. Da, vreau să fac ăsta, că mi se pare cel mai ușor. Și imediat îl fac și ne dă ceva. Și după aceea trecem la misiunile noastre normale, la jocul nostru. E fain să faci eventurile, pentru că cine știe dacă eventul ăsta e numai de Crăciun sau alte eventuri sunt numai de Crăciun, vă dați seama că până la Crăciun, anul viitor, când le mai prinzi? Ca data trecută. Punem aici o din asta. A, nu mai am upgrade-uri. Nu mai am upgrade acum. Bun. Și ăla care curentează. Așa, și pun-o aici. Geniale astea. Astea sunt geniale. Deci, efectiv, geniale sunt. Geniale. Sunt efectiv geniale. Sunt atâta de faine și distractive. Astea care dau curent. Astea au găinii pericol. Trebuie să am grijă. Așa, pun așa, deoarece când ăsta va fi lovit, găinile vor veni. Și numai astea de curent îl mai poate salva. Asta e reclama la KPFC tot timpul sau la... Da, la KPFC. Hai să dau mai repede. Că e prea ușor nivelul. Să dăm mai repede. Opa. Pune din asta, opa. Iau asta, iau. Pune din asta de curent și pune din asta. Am dat mai repede deoarece e prea ușor nivelul. Și acum pur și simplu stau și aștept să-i bat pe toți. Deși mai am plante. Hai să mai punem un rând de din astea în față. Opa, era să mă bată planta. Hai să pun-o din asta de curent.
Ok, hai să dau un chat. Opa, mi-am mâncat-o pe asta. Mamă, ăștia au găleata spre atar, ce se întâmplă? Pierd! Ce se întâmplă? Hai să pun aici-o din asta. Ok. Deci se îngroașă gluma că nu mai pot să-i bat. Stai să pun un curent. Nu pot să-l bat pe ăsta, fiți atenți. Ăștia vin și nu pot să-i bat pe toți. Mi-a pun aici-o din asta. Fiți atenți că... Mamă, ăștia mă... Mamă, ce fac aici? Să pun în spatele lor, măcar. Să mai pun din asta. Poți să-l bați pe ăsta până nu vine. Bate-l. Ah, ce bine. Și ăsta din spate. Uite, știu cum vin ăștia în spate, piticoți ăștia. Mai de mine, ăștia se aruncă. Lasă că ne surcăm noi. Foarte fain nivel. Puțin cam greu, aș putea zice. Dar fain, mai am ăștia din spate. Să pun aici o plantă. Ăsta e puțin dificil să-i bat. Deoarece... să pun așa o din asta. E puțin dificil să-i bat, deoarece mănâncă în continuu și au și cascheta, dar nu e problemă. Așa, mă descurc eu, tot îi dau plante de mâncare. Așa, îi dau plante să mănânce și tot îl bag cu ăștia din spate. Ăștia e fain că trag mai multe nivele. Oh, super, am terminat nivelul! Mai unul și primești ceva, nu știu ce primești, dar e pe gratis. Nu e pe gratis, că am muncit. Ok, mai facem unul și vedem ce ne dă... Numărul 3. Battles are immune to damage and flip family plants. Ok. Acum trebuie să fie mai greu ăsta, că e ultimul. E unul copac acolo, un om copac am văzut. Unul îmbrăcat într-un copac. Ce facem aici? Îl pun aici de data asta. Îi punem mai în față. Și punem în spatele lor, punem aia care curentează, deoarece ăia sunt mai rari. Și dacă este mai rar, au prioritate. Plus că mi-ar trebui aici, din aia, cum se cheamă, cu nucă. Mi-ar trebui nucă. Hai că o pun ăștia. Uite aici în spate o să pun. Le pun aici în spate, deoarece aș vrea cumva să-i protejeze. Că sunt mai rar și în data trecută mi-o cam furat. Mi-o cam luat-o. Așa, punem așa. Punem așa. Ăștia de curență genial. Sunt genial, efectiv. Genial, aș putea zice. Așa. Punem în spate să-i protejăm. Sperul așa trebuie să spun de la început. Dați plante noi care nu le-am mai avut până acum. Ok. Super. Ce amuzante sunt găinile. Și aici tot un din ăsta pun. Din ăștia așa. În caz de mai găsesc din aia de curent să-i pun în spate. Aia de curent îi pun în spate că trebuie să-i protejez. Că astea la alte plante care pot să le schimb ușor. Mamă, ce tare ăștia. Ăștia-s pericol mare. Ăștia care vin cu chestia asta, că îmi tabițesc tot. Să le dau un tunet. Haide, distruge-le! Ai de mine ce mă împinge ăsta. Mamă, ce fac? O să-mi distrugă tot. O să-mi distrugă tot ăsta. Cum să-l opresc pe ăsta, măi? Uite și tu, nu pot să îl opresc, ia să mai încerc un tunet. Îl bate și pe ăsta? Așa, ai de mine. Hai să pun totuși un spate, să pun un rând în spate, să mai dau un tunet. Să nu uităm că ăsta este ultimul nivel și este mai greu. Uite, vine ăsta, că ăsta îi dau nuca cireașa, deoarece, pun și aici nu pun. Ok, lasă că ne scurcăm, e cam greu. E mai greu, dar mă descurc eu. Nu știu ce face chestia asta, dar vom vedea imediat. Am două din asta, ok. Ce fac? Nu vreau să pierd. Bun. Ok. Aici e problematic. Așa, vreau... Jos e problematic și nu vreau să folosesc aia care explodează. Așa, bun. Bun, ia să pun aici o din asta. Bun, asta e de jos problematic. Asta e, zic, că-i dau din asta. Și am terminat nivelul! Mă, dar nivelul ăsta se termină destul de dificil, trebuie să fii atent. Că nu-ți dă să câștigi ușor, îți dă să câștigi la limită. Nu-ți dă plante super tard, așa multe. Deci astea de curent sunt faine. Super, acum dăm ceea ce merit. Dăm recompensa. S-a meritat? Mi-a dat 10 ardei iute. E bine. 10 plante din astea? Și avem deja un lac.
10 plante din astea? Păi chiar s-au meritat să fac asta. Mamă, câte plante noi! A, păi se merită cu eventul. Ia să vedem ce plante noi avem. Stare curios ce fel de plante noi avem. Sunt foarte, foarte curios. Dau la Almalac, da. Avem câteva plante noi. Da. Asta costă cu bani real, nu? Ce chestia asta? Ok. În partea asta dau. Nu le pot folosi deocamdată. Asta mă costă 100 de diamante? Unde-s plantele noi? Costă bani? Ready, dar stai puțin, de ce mă costă bani ca să le am dacă tocmai le-am luat? Jocul ăsta încearcă să mă păcălească! Hai că ești de aici, a? Dă-te încolo, ce nu se păcălești, dai-o bani, ești de bun. Ok, haideți să jucăm jocul normal, că doar ăsta îmi place. Festivus, ăsta îmi place cel mai mult, restul sunt... Bă, trasul păcăleal jocul, cum nu s-a mai văzut. Hai să jucăm planșele normale. La ce te ajută asta? Start with 25 extra sana, vreau asta. Bun, hai să vedem aici ce putem să facem. Să terminăm și noi Egiptul înainte de Crăciun. Trebuie să supraviețuiesc cu plantele care mi le-au dat. A, mi-era dor de Egipt. A, păi, dar stai puțin, plantele astea care mi le-au dat sunt plante geniale. Adică, să fim serioși. Uitați-vă și voi aici. Uitați-vă ce plante geniale, am porumbul și am și asta. Pun-o din asta aici. Și ne vine, vine la acolo. Ia să-l îngheț. Având în vedere că aici suntem așa de tari, eu am să iau porumbul și am să-l pun aici. Nu vom pune doar un rând, că floarea soarelui asta este tare, este dublă. Vreau să pun doar un rând, n-are rost să pun două. Și mă bazez pe ăsta că-l oprește, că-l bate. Așa, și mai punem aici. Pun doar un rând de floarea soarelui, deoarece consider că este destul de tare. Super, super, super. Super, super, super. Punem un rând de floarea soarelui și mă ajunge. Și asta e tot atacul meu. Că ăștia când încep să dau soare chiar se simte. Ok, punem aici. Punem un rând de porumb. Deoarece porumb este foarte, foarte bun. E cam liniștește. E cam calmează. Și după voi pune un rând de... Din ăsta cred dacă am bani. Pun un rând de porumb. Așa. Bun, am terminat un de porumb foarte ușor, foarte ușor până acum nivelul. Opa, aici e pericol. Aici vreau să pun un din asta tare. Scot eu destui bani. Scot eu, o să am 325. De fapt, pot să-i îngheț. Bun, 325. Dați-mi. Super, ia să pun un din asta și aici. Să vedem cât de tare este asta. Dacă o să-i bat. Mamă, când îți dau din asta în cap, un pepene în cap, nu mai știu cum te cheamă. Plăcut nivelul și nu știu de ce mi-au dat pepenele de acum. Am crezut că n-am dat în loc la pepene. Vom vedea. Mai am pus-o cu un pepene și am să-l pun, uite, aici sus. Super, super fain, super. Și aici jos mai trebuie să pun un pepene. Deși am și asta de aici, dacă trebuie să o folosesc. Unde este pepenele? Așa, când vin astea. Super. Fain nivel, fain nivel. Îmi place, îmi place. Place nivelul. Mai doi pepeni și am rândul ăsta complet. Trebuie să am grijă că tot vin din ăștia. După asta s-a cam apropiat, dar trebuie să pun și nucă în fața lor. Să pun și nucă în fața lor. Asta e să pun. Că dacă pun nucă, nu mai crește din astea așa, nu mai vin în fața mea. Bun, opa, a venit ăsta, ăsta e periculos, ăsta e tare. Ia să-l îngheț eu. Foarte fain nivelul, foarte plăcut. Și aici este o din asta, dar bine că am nuca. Merge să pun un singur pepene. Un pepene. Trebuia să pun mai multă nucă de la început. Așa, super, 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 ia asta. Fain nivel, fain nivel. Nu mi se pare greu deloc, foarte, foarte plăcut. Pepenii ăștia sunt super tari. Și mi-au dat și floarea soarelui dublă. Numai lucruri bune în viață. Stai bă, unde mi-e, așa. Pepenii dau damage foarte mare. Trebuie să văd cât damage dau pepenii. Deoarece, sincer să fiu, e că termină ca în rede pe toți. Nu știu ce dă, când dă în ăsta pepenele. Se sparge. Hai dă-i. Super. Am și terminat nivelul deja. Woo! Și acum voi începe cu 25 de soare fiecare nivel în plus, ceea ce este super tare. Fine. Mai 3 nivele și îmi dă asta floarea soarelui dublă, care este
mastul folosesc, sincer să fiu. Mi se pare un avantaj mai tare. Foarte fain e jocul ăsta și vă bucur că vă place. Încep cu 20% soare. Bun. Next level, nivelul următor. Nu mai băga din astea reclame să plătesc, că știi că nu plătesc. E clar că joc pe gratis, e clar asta. Ok, să nu plantez pe astea verzi. Să nu am mai mult de 15 plante. Nicio problemă. Opa, nivelul puțin mai greu. Opa, deci eu nu pot să le iau pe alte. Nu mai pot să iau pepenele, poate îl fac roz mai încolo. Bun. Ce voi lua, ce voi lua, ce voi lua? Voi lua floarea soarelui, că na, trebuie. Voi lua asta, bătăușu. Astea, asta. Cred că atâta. Atâta pentru că... Și asta poate trebuie. Gândiți-vă, ca să-i distrug pe ăștia, cam ăstea trebuie. Deși asta, asta care dă dublu. În loc de bătăuș. Și în loc de asta voi folosi... nu. Asta. Bun. Ar trebui să ne surcăm. Deci eu pot să pun... Fiți atenți, încep cu mai mult soare. Deci eu pot să pun... Wow, ok. În cel mai bun caz pot să pun doar un singur rând de din astea verzi. Hai să mănânc asta de aici ca să pot pune... Să pot pune ceva care să pot să atac. Ok, vine unul sus și aici ce pot să pun? Aș vrea să pun o din asta care dă dublu. De fapt nu pot să pun din asta, trebuie să pun din asta prima dată. Așa. Mai pun eu din asta care mănâncă. Faine nivele, faine plant vs zombie. Înțeleg de ce vă place. O pe jos, 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 jos. Ceva să pun jos. Pe tot din asta să pun. Am să pun tot din asta deoarece celălalt va da în zidul ăsta de aici. Ia tu să pui să îngheți puțin până pune o chestie aia. Trebuie să fac rost de bani acum. Ok, 150. Mai puțin, mai puțin, mai puțin, vă rog, mai puțin. Așa, și punem aici. Banii se fac mai greu acum, deoarece am un rând de floarea soarelui, ceea ce este nu prea fain, dar asta este. Pun aici un din ăsta și ăla de jos să-l termin, îl îngheț puțin. Așa, bun. Fain nivel, fain. Trebuie să fiu mai precaut, dar e fain și ăsta. Ăsta va îngheța. Opa, aici e problematic, dar nu-i problema că mă descurc eu. Ok, punem aici un din ăsta și pe ăsta îl mai îngheț o dată. Am să-l mai îngheț o dată. Ok, până facem din nou bani destui. Bun, acum e puțin problematic, deoarece s-ar putea să nu pot să-l bat pe ăsta. Opa, nu o să pot să-l bat pe ăsta la timp. Pun o floare. Așa. Nu-l bate. Bun, ok, bun, am câștigat. Am câștigat prin faptul că nu vreau să mă atace. Bun. Și acum iau frunza. Și ăsta e pericol. Pun așa și dau frunza la ăsta. Să nu mânce aia de oste. Așa, bun. Acum e puțin problematic și la ăsta că nu știu cum să-l bat. Trebuie să îngheț. Ah, că am pus aia după el. Nu! Vina mea. Că am pus aia după el. Greșeala mea. Se mai întâmplă. Să pun asta așa în față. Așa. Stai că nu aici trebuia. Mamă, ce zăpăciți sunt. Așa zăpăcit. Pun asta aici. Așa, ceva de genul vreau să fac. Ok. Și aici să mai pun una de 200. Așa. Și aici să-i îngheț. Bun. Și aici să iau asta. Și să pun una din asta. Perfect. Și să mai pun una de, cu două și ne surcăm. Și aici desigur să dau asta. Super, ok, încep să-mi revin. Aici de fapt jos nu mi-a revenit, aici jos mă bate. Dar nu contează. Nu contează că celelalte, mă descurc cu celelalte zone și asta este important. Ia să-l înghețiu pe ăsta. Am impresia că dacă aș avea porumbul, mi-aș surca mai bine. Porumbul ăla e foarte tare. Ok. Pun din asta aici. Și cred că ar trebui să pun în fața la toți. A, nu, stai că nu pot să am multe plante. Mai pot să am o singură plantă. Opa, pun aici sus.
Vine faraonul și faraonul e periculos. Una așa aici. Aca, nu mai pot să pun plante. Mai pot să pun o singură plantă. Bun, păi o să pun planta din asta care îngheață. Normal, dacă aș avea din aia care explodează, ar fi super, super fain. Ok, mai am o din asta cu frunză și trebuie să am grijă când o folosesc. Ok, ne surcăm bine. A, uite că vin până aici, la mine, de asta nu mă descurc. Vin până aici la mine, o să lânghez, trebuie să lânghez. Aici e pericol, jos e pericol. Ia să dau asta. Super, super, super și sus din nou. Pa nu ăsta, ăsta. Și dă-i, sparge-l. Super, oh, am sfârșit, terminăm nivelul fără problemă. Bun, acum dau cu viteză, că o să-l terminăm fără problemă. Nivel greu. Nivel, nu chiar greu, dar nivel care te bag în priză. Faine nivele, faine nivele. Hai să mai facem unul, că îmi place foarte mult. Opa, Gargantua, vin ăsta mare. Nu știu cum să-l iau pe ăsta mare, bine că nu mai am limitare. Ok, îl iau pe ăsta și îl iau pe bătăuș. Numai așa pot să-i bat. Deși, fiți atenți, chestia asta are la fel de damage ca și ăsta. Ca și ăsta care trage dublu. Are la fel de damage. Cred mai bine să pun, din ăsta. Mai bine pun din ăsta. Cred că va trage mai încet, nu? Mai bine le-au pe ăsta. Bun. Dă mai tare. Bun. S-ar putea să ne scurcăm. Bine. Să pun două. Hai să dau puțin repede. Mișcăm puțin mai repede ca să luăm soare mai repede. Să ne facem floarea soarelui. Asta mănâncă-l de aici. Voi folosi prima dată asta. Aici așa. Deoarece este destul de puternică și dă damage 100. Sau 50, că cealaltă dau 25. Dă damage 50, când cealaltă dau 25. Deci vă gândiți la diferență. Poate că trage mai încet, poate că nu știu ce, dar eu sunt sincer, sunt mai mulțumit de ea decât de alte plante. Ok, trebuie... Hai să dau puțin să nu mai mișc așa de repede, că nu cumva să-mi pierd șirul. Așa. Ok. Și pun aici. Ok, bine, acum trebuie să pun din aia. Aici să pun din asta care să-l înghețe, pe ăsta. Ok, mai punem o varză. Super nivel, super nivel, destul de plăcut. Doar că vine Gargantul ăla și ăla-i tare, cu ăla nu glumești. Bun, și acum să pun o din asta care dă. Deoarece o să mai vină panourile, așa că pun o din asta aici. Unul de din asta. Să-l pun pe ăsta să mai mănânce unul și pe asta. Opa, ăsta e pericol, ăsta e super pericol. Ăsta e super pericol, deoarece mar de planta instant. Cred că trebuie să-l îngheț. Ăștia de sus pericol, sper să reușesc să-i termin. Sunt curios dacă reușesc să-i termin. Să mă gândesc atunci când se apropie. Poate va trebui să dau în el. Ok, ne sucăm bine. Ok, ne sucăm foarte bine. Deși să-l îngheț pe ăsta. Și să pun în fața lui un bătăuș. Battle, dă-i în el. Trebuie să pun bătăuș în față. Că bătăușii chiar dau, ăștia dau până când n-ai mai văzut. Ok, un rând din ăsta. Și acum să pun rând de bătăuș în față, așa, puțin mai față vreau să-l pun. Ok, am terminat aproape cu toți ăștia, cu toate pietrele, ceea ce e super, super fain. Să am grijă, punem un rând de bătăuș și în spatele lor pun un rând de varză. Pun aici așa și pun bătăuș. Trebuie bătăuș. Super, sunt curios dacă bătăușul cu varza reușește să-i bată pe ăștia, să-l bată pe ăsta cu găleata. Chiar vreau să văd, lasă să văd dacă poate să-l bată. Nu fac nimic, adică nu fac nimic ca să-l ajut. L-a bătut, se merită, bătăușii stari. Aici cred că va trebui să folosesc varza, puțin. Nu? Ia să folosesc dacă dau pe o varză. Așa. Mai dau pe o varză. Dar ce-s prea tare ăștia. Da, super tare strategie. Și acum trebuie să am grijă. De fapt, la câți bani am, ceea ce aș vrea eu să fac este să dau floarea soarelui, să mai pun un rând de varză. Să pun asta să o mănânce. Dau floarea soarelui și pun un rând de varză. Oare reușește? Nu reușește să pun... Da. Uite că reușește! Uite că reușește să se bată! Pun și aici un rând de varză. Aici e pericol.
Să pun gheață, gheață, îngheț. E pericol deoarece vine ăsta cu găleata și îl ține așa scut și după aceea vine ăla care arde. Și mi s-au jmecherit și zombie. Gargantua, e problemă cu gargantua. Aici, aici vine. Bun, gargantua. Îți dau asta. Și îți dau și bătăușul. Mamă, ce repede l-a bătut. Ce repede l-a bătut, ești nebun. Ia uite, știu ce fain ne surcăm. Așa, aici trebuie să pun o varză. Nivel fain. Nivel rapid. Chiar este un nivel rapid. Ce să mai joc un singur nivel și îmi dă floarea soarelui dublă? Să ce nivel este? Aș cam vrea floarea soarelui dublă, a fi dorința mea. Bine, haideți să mai facem un nivel ca să luăm floarea soarelui dublă. Încă îmi place pentru că chiar am de gând să o folosesc pe aia, deoarece o poți înlocui direct cu cealaltă. Plantă, defense and defeated zombies. Nici o problemă. Nici o problemă. Îi bea pe toți, fac măr. Ah, ok. Îmi dă bani direct. Atunci asta gratuită să mă ajute mult. Varza. Ăsta și ăsta și ăsta. Hai să vedem ce putem să facem. E clar că îmi trebuie un rând de din ăstea. Și un rând de varză. Ah, am greșit. Ce-ți dau din nou? Trebuie să văd dacă măcar dacă pot să-mi pun. Dacă îmi pun aici un rând de varză. Ah, îmi dă înapoi toți banii. Pun aici un rând de varză. Și îmi pun un rând de bătăuș. Și mai rămâne să mai pun runde din ăștia. Bun, hai să dau de la început. Și știu ce să fac acum. Foarte fain nivel. O să fie și ăsta. Și destul de ușor. Continue. Asta nu pot să o iau. Atunci mergem așa. Ok, let's rock. Bun, atunci voi pune un rând din ăștia în spate. Și un rând de varză. Și bătăușii o să vreau să-i pun aici. Aici vreau să-i pun deoarece în spatele lor vreau să pun din asta care explodează. Așa, și în spatele lor vreau să pun din asta. În caz de trece de ei. Bun, și acum dau play. Nu, sau dau let's rock. Bun. Și acum ăștia dau puțin mai repede. Așa, ca să-mi bată chestia asta din spatele lor. Așa. Aici n-am să pun nici bătăuș. Trebuie să pună din asta care îngheață aici. Pună din asta în spate. Bun, acum dau un chat. Ok, ce trebuie să fac eu? Ce vreau să fac eu? Vreau să îmi pun aici un bătăuș. Dar nu pot, pentru că e chestia asta. Și e dificil. Vreau să pun o varză care dă în toți. Super, acum trebuie să-mi pun un bătăuș aici. Super, și în spatele lui să-mi pun, să fii foarte atent când trebuie să-i îngheți. Uite, acum puteți să îngheți unul. Și acum trebuie să dau o varză. Bă, nu trebuie să dau nimic. Perfect. Așa trebuie să am grijă. Foarte fain nivel. Nu mi se pare greu deloc. Dă-i. Astea, sarcofagile astea sunt problemă. Sarcofagile sunt probleme deoarece sunt puțin mai dificile, dar nivelul mi se pare destul de ușor. Mai trebuie să mai pun o din asta aici și mi-am terminat toți banii. Tot soarele meu, dar nu contează. Că este destul de fain. Și acum dau cu viteză și stau. Bătăușii ăsta sunt foarte, foarte fain. Imaginați-vă dacă au... Nu, dă-i... mi l-a distrus. Mi l-a distrus și a fost vina mea, că nu n-am dat nimic, că n-am dat gheață. Am zis să nu mai dau gheață. Bun, dar las că nu cu problemă, că ne surcăm noi. Trebuie să am grijă, deoarece... Dar trebuie să pun o frunză, nu? Trebuie să pun o frunză. Dacă pui o frunză acum, le dă damage atâta de mare încât după aceea îi termin. Bun, și acum e ultimul nivel. Aici pun din asta de gheață. Bun. Și acum o să urmeze ultimul wave, imediat. Puțină grijă trebuie avută la ăștia așa care au caschetă deasupra capului, că-s puternici. Și eu vă sugerez, dacă faceți și voi, să puneți frunza pe varză, deoarece dă peste tot și doar trebuie să dea puțin damage. Aici ai puțină problematică. Să dau o varză. Puțină problematică deoarece nu mai am bătăușul și mai punem aici o gheață. Bun. Că nu am bătăușul și ăsta va da mai încet. E vina mea că n-am bătăușul deoarece n-am făcut ceva. Așa. Ăștia sunt foarte periculoși, foarte enervanți.
Foarte, dau mai încet. Foarte, oh, hai cât vine wave-ul și n-am bătăut ușul. Ui, de mine, ui, de mine. Dar dă asta care explodează. Și mai pun aici o gheață, în caz de vine foarte aproape. La wave-ul ăsta e puțin pericol, deoarece nu mai am din asta frunză. Și o se apropie ăștia, o se apropie și nu am ce să fac. Tot am să câștig nivelul, dar o să mănânce bătăușul. Aici o să mănânce sigur. Aici o să vezi ce fain explodează. Deci e fain chestia din spate. Când se apropie, boom! Boom! Mamă, am câștigat nivelul și am floare solid dublă! Trebuie să fac un nivel cu floare solid dublă, trebuie să fac, e prea fain, trebuie să fac un nivel cu floare solid dublă. Dacă nivelul scurt. Despre ce este vorba? Mă întreb dacă este un nivel așa cu boss, sau este un nivel așa... măcar să mă las pe mine să mă aleg plantele. Ce se întâmplă aici așa? Wow, trebuie să-l bat pe ăsta. Ah, ok, pun pauză. Motivul pentru care nu vreau să-l bat este pentru că am vrut să fac un nivel cu floarea solului dublă și vă face data viitoare asta, pentru că ăsta îmi dă ce plante vreau. Eu vreau un nivel cu floarea solului dublă, cu ce vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Nu s-a apăsat butonul de like. Dacă doriți să mai continuăm seria, scrieți în comentarii cât de mult place Planet Zombie și ne vedem curând. Eu sunt Felix. Pa!